Salutare din nou! În acest videoclip voi face câteva teste cu acest generator de hidrogen. Este vorba despre generatorul de hidrogen format din 13 plăci de inox 316L cu dimensiunile de 110x110. La acest generator nu am făcut găuri pentru circulația apei, am făcut acest scris. O să măsor amperii consumați. Folosesc hidroxid de potasiu, apă demineralizată și am și un termometru. Vreau să măsor la ce temperatură ajunge apa din generator după o oră de lucru. Urmăriți până la sfârșit, nu uitați să vă abonați, să dați like, comment și share. Voi folosi numai jumate din acest hidroxid de potasiu pentru că este cam mult. Generatorul nu este așa de mare, încape aproximativ un litru de apă. Deci nu-l voi pune pe tot, voi pune numai puțin. Cred că este suficient. Și acum voi pune apă demineralizată. Bineînțeles, voi lăsa link-ul în descriere cu videoclipul în care a fost făcut acest generator pentru cei care sunt curioși și vor exact să vadă cum a fost făcut. Acest capac este făcut de mine din plexiglas. Așa. Este furat din 13 plăci, între plus și minus am două plăci neutre și 2 mm, o distanță de 2 mm între ele. Să dăm numai la treabă să vedem ce a ieșit. Am aici bornele plus și minus de la o baterie și sunt 13 volți. Bun, să punem și să măsurăm și amperii. Avem aproape 10 amperi. Să vedem ce cantitate de hidrogen, și oxigen, producem cu 10 amperi și 12 volți, 13 volți. După care, cu acest termometru, vom măsura temperatura apei. Acum are 22 de grade. Voi face testul cu acest instrument care măsoară litri pe minut, dar voi face după aia și cu acest vas de apă și cu un bidon de jumate de litru. Să vedem dacă este corect. Acesta indică aproximativ 0,5-0,6 litri pe minut. Deci cu 12 volți, 10 amperi, avem o producție de 0,6 litri pe minut. 0,5-0,6. Cam aceste bule înseamnă 0,6 litri pe minut. Am adus și un cronometru. Voi încerca să-l pun undeva aici să nu-l ud, pentru că va trebui să bag mâna în apă. Așa. Voi folosi acest bidon, care este de 0,5 litri, 500 de mililitri, pentru a vedea dacă instrumentul de măsurat litri pe minut măsoară cum trebuie.
Voi încerca să mă mut doar pe mână ca să pot să dau drumul la cronometru. Trebuia să pun mai multă apă. L-am umplut cu apă. Să vedem în cât timp scoate apa din bidon. Cam asta este producția. O să punesc în același timp când îl bag în apă. Vedem cum bidonul se umple cu gaz și apa iese afară. Au trecut deja 23-25 de secunde și avem jumate de bidon. Cred că produce puțin mai mult decât măsoară acel instrument. Când bulele încep să iasă pe jos, înseamnă că s-a umplut. Acum. Se vede cum bulele au început să iasă. Și pe cronometru scrie exact 56 de secunde. Deci produce 0,5 litri în 56 de secunde cu 10 amperi și 12 volți. Deci instrumentul de măsurat este aproximativ corect. Voi măsura din nou temperatura după aproximativ 20 de minute de când este conectat la curent. A crescut de-a dreapta la 26,8. 27. O să revin peste o oră, las așa să funcționeze și o să revin peste o oră să măsurăm din nou temperatura. Îi dau din nou pornire pentru a reveni peste o oră să vedem ce temperatură a atins acest generator, apa din acest generator. Bineînțeles, plăcerea mea să-l aud cum pocnește și de această dată voi face o mică explozie, nu mare, pentru că sunt în casă. Nu încercați asta acasă. Este foarte periculos. După 40 de minute, 22 care le-am acolo și încă 20 înainte, temperatura apei a ajuns la 34 de grade. Voi aștepta până se face o oră, să vedem la ce temperatură ajunge. Cineva mi-a cerut asta, cineva dintre voi. Observăm că generatorul este puțin mai cald, 38 de grade, iar în vasul de sus apa este la 35 de grade. Niciodată nu va fierbe, așa cum au zis unul din voi. Și am ajuns la momentul mult dorit, exact o oră, de fapt o oră și 20 de minute, că am avut și 20 de minute de lucru înainte, și temperatura a ajuns la 40 de grade, apa din vasul de sus, iar generatorul a ajuns la 45 de grade. Nu va crește mai mult de atât. Și amperii au rămas aceiași. Este un generator foarte bine reușit.
Apa este foarte clară, voi filma de aproape. Apa este foarte limpede. Deci, cu acest generator, apa nu va fierbe niciodată. La început am greșit și am zis că este 110 pe 110, dar plăcile sunt de 100 pe 100, nu 110 pe 110 și grosimea de 1 mm. A trecut exact o oră, nu, o oră și 20 de minute. Am avut și 20 de minute înainte. Și am o temperatură de 40 de grade. Deci, este un generator foarte bun. Aburi, dacă este frig afară, va scoate. Deci recomand să folosiți al doilea vas pentru a filtra aburii și un filtru de motorină. Este un generator care poate fi instalat pe orice mașină. Poate fi instalat chiar și pe un motor de 1.8 pentru o economie de 20-30-40%. Acesta este generatorul cu plăcile cu scris. Și nu uitați să vă abonați, să dați like, comentariu și să distribuiți. Ne vedem data viitoare cu următorul experiment.